Vaccinarea împotriva COVID-19 nu va fi obligatorie pentru spectatorii care vor să asiste la meciurile Cupei Mondiale de anul acesta din Qatar. Totuși, ei vor trebui să prezintă un test negativ pentru a intra în țară, au anunțat joi Guvernul de la Doha și Comitetul Suprem de Organizare. Persoanele care sosesc în Qatar nu sunt obligate să stea în carantină, indiferent de statutul lor de vaccinare sau de țara de origine, precizează organizatorii. La ghișeul de cechina la aeroportului de plecare, orice vizitator în vârstă de peste șase ani trebuie totuși să prezintă un rezultat în negativ realizat cu mai puțin de 48 de ore înainte de plecare pentru un test RT-PCR și cu mai puțin de 24 de ore pentru un test antigen. Nu este necesar să se efectueze un nou test la sosire. Purtarea măștii va fi obligatorie pentru toți cei aflați în transportul public și în unitățile sanitare. Oricine va fi testat pozitiv în timpul turneului va fi obligat să se autoizoleze timp de 5 zile și apoi să poarte o mască timp de alte 5 zile. Vizitatorii cu vârstă de peste 18 ani vor trebui de asemenea să descarce aplicația de urmărire ETERA care este necesară pentru a intra în spațiile publice închise. Informații suplimentare despre utilizarea aplicației în timpul turneului, în special pe stadioane, vor fi comunicate în timp util, au declarat organizatorii pentru AFP. Ei precizează, de asemenea, că asistența medicală de urgență va fi oferită gratuit în spitalele publice pentru deținătorii cardului HAIA, care acționează ca o viză pentru Qatar și ca un bilet de meci. Toate spitalele private și publice, centrele medicale, clinicile și farmaciile din țară vor fi deschise vizitatorilor, turneul final al campionatului mondial va avea loc în perioada 20 noiembrie-18 decembrie 2022.